Zeci de tineri au protestat împotriva violenței asupra femeilor printr-un mod inedit, prin dans. Membrii unei asociații de tineri din Brașov au dansat aseară pentru fiecare femeie care a fost victimă a violenței verbale sau fizice. Dansatorii de Rockabilly s-au alăturat în acest fel altor 177 de state implicate în proiectul de amploare mondială One Billion Rising, ce promovează oprirea violenței împotriva femeilor. Într-o zi specială în care întreaga lume a sărbătorit iubirea, membrii unei asociații și-au propus să le amintească femeilor să se iubească pe ele însele, să ia atitudine și să danseze. Membrii asociației s-au alăturat astfel proiectului de amploare mondială One Billion Rising, ce promovează oprirea violenței împotriva femeilor. Sunt convinsă că foarte multe fete dintre noi au luat parte la experiențe destul de neplăcute în familie. Printre cei care au dansat joi seară în acest scop au fost Andreea și Steve. Cei doi formează un cuplu și își doreau să facă ceva mai deosebit în timpul liber. Întâmplător au aflat de cursurile Rockabilly și după primele ore de dans au simțit că îi se potrivește foarte bine acest stil de dans. Reprezintă o modalitate de a ne manifesta liber, de a dansa așa cum de multe ori nu întâlnim în zilele noastre și pur și simplu de a ne simți bine. Cum trebuie tratată o femeie atunci? Cu grijă și cu multe iubiri, cu gesturi zi de zi, atenție. Violența nu și are rostul, nu? Nu are rost. Oricum, ea câștig în orice discuție, așa că n-am de ales. Cultura rockabilly este o formă incipientă a rock'n'roll-ului. Își are începuturile în jurul anilor 1950 cu precădere în Statele Unite. Este practic prima mare revoluție culturală de masă manifestată în muzică, vestimentație și în primul rând atitudine. Prima clasă de rockabilly din România a fost înființată de un grup de tineri din Brașov în noiembrie 2011.